În al doilea rând, București are într-adevăr multe probleme. Din păcate, ceea ce există acum în Primăria Capitalei este o continuare a mandatului domnului Sorin Oprescu, și anume un haos vesel. În acest moment nu există obiective clare, nu există un plan care să meargă de la A la B. Tot ce face doamna Firea este să se agite fără niciun efect, să sară de la una la alta, pe chestiuni care, sigur, pot fi interesante pentru presă, dar nu au legătură cu marile probleme ale Bucureștiului.